Hei prieteni, azi am revenit cu un nou episod pe canal, sau mai bine spus, primul episod dintr-o nouă serie. Dar mai întâi, aș vrea să vă cer părerea dacă vreți să continui această serie, deoarece eu o să vă spun acțiunea dintr-un film de groază vizionat și asta este un fel de spoiler al filmului. Dar este și o serie care vă face să vă alegeți un film de groază, la care povestea vi se pare mai interesantă și pe care să-l vizionați apoi. Așa că vă rog să lăsați în comentarii părerea voastră și în funcție de comentarii eu o să continui sau nu seria. Asta a fost tot, eu zic să începem. Primul film ales de mine se numește The Devil Inside, Diavolul din interior. Este un film de groază american regizat de William Brent și cu scenariul realizat de Matthew Peterman. Este un film în stil documentar despre o femeie care este implicată în diferite cazuri de exorcism, încercând să afle ce i s-a întâmplat mamei ei. Este ales pentru primul episod deoarece este realizat aici la noi în România, sau regizat în București. Așa că să începem cu acțiunea filmului. La 30 octombrie 1986, Maria Rossi ucide 3 membri ai bisericii în timp ce este exorcizată. 20 de ani mai târziu, Isabella și amicul ei, cameramanul Michael, începe filmările unui documentar despre exorcism, vizitând o școală din Roma pentru a afla mai multe despre mama ei. Acolo întâlnește doi preoți, Ben și David. Aceștia îi prezintă exorcizarea tinerei Rosalita. Rosalita îi atacă pe cei doi preoți și face remarcări obscene în diferite limbi. O strigă pe Isabella pe nume, în ciuda faptului că nu o cunoaște. În cele din urmă, ordinea este restabilită. Când Isabella își vizitează mama la sanatoriu, observă că aceasta vorbește în diferite accente și are tăieturi în formă de cruci pe mâini și pe buza de jos. Maria îi spune Isabelei că uciderea unui copil este un păcat, după care începe să țipe. Isabella le explică lui Ben și lui David că a suferit un avort cu ani în urmă, însă mama ei nu avea de unde ști. În ciuda faptului că biserica nu autorizează exorcismul, fără dovezi clare că pacientul e posedat, cei doi preoți începe exorcizarea Mariei. În acest timp, Maria menționează că știe date despre trecutul lui Ben, se eliberează și îl izbește pe acesta de perete. Doctorii pătrund în sala și instaurează ordine. După ce analizele înregistrărilor video și audio, ei prezintă dovezile bisericii. David începe să fie stresat în timp ce Ben devine tot mai frământat de spusele Mariei. Realizează că aceasta este posedată de 4 demoni diferiți. Între timp, David realizează un botez la biserică, fiind filmat de Michael. Slujba se desfășoară fără incidente, până când David afundă copilul în apă și începe să privească în gol, înspre cameră. Mulțimea de oameni reușește să salveze copilul. La scurt timp, Ben îl găsește pe David în casă, cu sânge pe antebraț. Poliția sosește, iar David reușește să ia pistolul unui ofițer, punându-și-l la gură. Rostește tatăl nostru, însă se oprește brusc, începe să râdă, după care se împușcă. În acel moment, Isabella are o convulsie. Ben ajunge la concluzia că este posedată, iar Isabella este internată la spital. Acolo, aceasta ucide o asistentă medicală și creează panică. Ben și Michael o duc pe Isabella cu forța la mașină, mergând să aducă ajutor pentru o potențială exorcizare. Isabella îi atacă pe cei doi, iar Michael pierde controlul mașinii. Camera de filmat începe să se întrerupă, arătând secvențe cu Isabella, Ben și Michael fiind aruncați prin mașină în timpul accidentului. Înainte de genericul de final, un mesaj pe ecran dezvăluie că misterul familiei Rossi nu a fost încă dezlegat. Hei prieteni, cam asta a fost tot și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și un share și să vă chemați prietenii să aboneze la canal să devenim o comunitate cât mai mare. Și lăsați în comentarii
cu ce v-am rugat în prima parte. Pa, pa!